del convento Domnului Liviu Idilian, contemporan, colegă școală cu părintele Nicolae Bordașe. Vă rog, aveți cuvântul. Eu încerc. Încerc la anii mei, sunt 92 aproape, fără câteva luni, să dea o deschidere sufletească mare a unui om în vârstă care a trăit cu Bordașeu vreo 6-7 ani, la Beiuși, în Bihor. Era prin anii 40-41, se cedase Ardea, a venit toată Oradea la Beiuși, inclusiv Bordașeu. Aici am trăit împreună. Și la bune, și la rele. Dar prin un om care aveam să descoper peste ani, l-am descoperit atunci, prima dată, când am trăit împreună la internatul ortodox de băieți din Beiuși, unde se făcea școala. Școala, să știți, adevărată școală. Pentru că Beiușul a dat, fără să fiu subiectiv, a dat peste 10 ambasadori ai României, a dat peste 10 membri ai Academiei Române, care au dus onoare țării, au dat profesori care au profesat în țări străine, în Franța, în Italia și așa mai departe, unde am fost și eu, mă laud și eu, că am predat vreo 12-14 ani la Universitatea din Padova, din 75 până aproape de 90 și așa mai departe. Adică acest oraș mic, acest oraș în vestul Carpaților Apuseni a dat oameni țării, așa pe cum este și Părintele Bordașe. Dragă Rodica și colega mea de facultate, sunteți aici, am fost prieteni foarte buni, am depărat amintiri multe, foarte multe amintiri din acei ani de liceu. Am făcut parte din Societatea Sfântul Gheorghe a Internatului Ortodox, unde prezentam lucrări referate la 13, 14 ani, 15 ani. Ne inculpa de dea această cultură liceu, să avem o educație deosebită pentru viața de apoi, de după aceea. Scuzați-mă. Și s-a întâmplat acel lucru bine, pentru că Beiușul, repet, a dat oameni. A venit vremurile atunci când am avut la Societatea Sfântul Gheorghe, am fost la corul internat ortodox, unde Părintele Bordașe a avut rol deosebit, la sala de silențium, unde se învăța pentru a doua zi, Părintele Bordașiu era doctorul acestui silențiu. El stătea la o catedră undeva acolo sus și când noi copiii mai mici, era diferență între noi de 2-3 ani, între mine cam atât aici. Ne făcea cu degetul așa și înțelegeam de ce e vorba. Că noi ne jucam și noi, cum eram copii pe atunci. Atunci am învățat în 41-42, am adus de acasă, de la mine, din satul meu, colinzi, cântece și așa mai departe și împreună cu Bordașiu am prezentat sărbători de Crăciun la Beiuși. Și am adus cântece. Cel boier, bătrânui, cel boier, bătrânui, ioi domnul, ioi domnul. Și așa mai departe. Și apoi venea slujba colacului, în care spunea așa, pecior, de bine asta și-a scorindat, jucul gazde cu bine socătat, de o lună, de o săptămână, mai vârtos cu asta zi o bună, un dar mântru și frumos, drept că-i mântru și frumos, că-i făcut din grâu mănos, dar darul ăsta nu-i făcut așa cum nouă, bă, ni se pare, ci făcut cu trudă mare. Și-o mă jucul în gazdă și-o prins patru boi la plug, cu coarne lungi cât îi dai și până tătuți, putând fi coarnele și mai lungi. Și-o mers în câmpul Ierusalim și-o brăzat brațele neagre și-o răvăsat grâul roșu. Când ploaia picurea, grâul răsărea și așa mai departe. Dar asta nu se oprea aici. Și Părintele Bordașeu spune cu tare, Vidu, spune tu, slujește Pălica. Dar stați, dragii mei, curindători, ce mai zice jucurul gazdă? Să luăm pe marginea mării, să aflăm fundul cămării, de-i de un ciubac, ce și nu fie solhan, ăla cu case, tras țuica din butoi. Trasă două, trei chilici de pălici, ia că trăiești la noi în brânci. Dar să știți că nici pălica asta nu-i făcut-o cum nouă unii se pare, ci făcut tot cu trudă mare. Și noi zicem așa, pe unde se ajunge pălinca să se facă carne și sânge, la anul și la mulți ani. Astea erau cântecele, programul nostru de Crăciun, aproape 5, 6, 7 ani, pe care țin minte și voi ține minte și spun
Să vă seamă limbi străine. Mi-aduc aminte că prima mea, vă mărturisesc că suntem în Sfânta Biserică, că prima mea scrisoare scrisă unde e eleve de la școala normală a fost în limba franceză. Ca să zic că v-ați văzut, domnule, ce mai deștept. Aveam profesor din Franța, profesor din Italia, făceam limba italiană, aceste două limbi pe care le cunosc și unde a fost profesor câțiva ani buni și am profesat această meserie și am venit apoi în țară. N-am părăsit, nu m-am părăsit țara, în timpurile trecute, așa cum a fost ele, am fost om și la locul meu. Vreau să spun acum mai mult că recent ne-am despărțit, ne-am înțeles cu Părintele Bordașiu, a fost la toate sărbătorile mele, dar 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani și 90 de ani de anul trecut. A fost la sărbătoare la Academia Română, pentru că sunt membru de onoare la Academie, la secția de științe agricole. Vindem pământul la străini, fraților, într-o veselie și ne străduim la Academia Română să facem ceva, să stopăm această vânzare a pământului, acest bun care ne vine de la strămoșii noștri. Să modificăm, să punem o limită maximă la vânzarea pământului și să nu vândem pământ așa aiurea. Dar ne întâlneam cu Bodașiu, mă veneam aici, mă mângâia pe mână. Era locul meu de fugă, ca la fuga în Egipt, cum se zicea pe vremuri, că pentru că eu stau pe la Domnul Manți. Aici îmi simțeam sufletul meu lângă Părintele Bodașiu. Să știți, de când am amintit, frumoase amintiri de pe vremuri noastre de la liceu, care astăzi au devenit nostalgii, amintiri, dar, mă rog, asta este viața. Și la vii, așa cum spune franciuzul. Pentru că noi înainte învățam, se învăța foarte multă, foarte multă cultură, să învățam, să știți, extraordinară. Pentru că spunea Jean-Jacques Rousseau, atunci, care e valabil și astăzi, ceea ce zic, l'homme bun, par natură, la societate, la chiar lui corom, omul e bun prin natura lui, dar societatea este aceea care îl corupe. Ce mare adevăr a spus Jean-Jacques Rousseau. Și mulți alții care au învățat, țin minte aceste lucruri și la studenții mei, pentru că n-am făcut producție deloc, nu m-am învățământ superior și că și l-am lucrat, până la 85 de ani am lucrat. După 90 a fost consilier la președintele Camerei Deputaților, tot Benșan, Marțian, tot la Sovet de la Beiuș, și cu care am lucrat și cu Oliviu German, unde am scris materiale, cărți și așa mai departe. Mulțumim. Este evocat și în această carte a mea, Părintele Bordașiu, și îi aduc omagiile mele și îi mulțumesc foarte mult și îmi pare bine cum am mărturisit în fața dumneavoastră și văd că vă simțiți bine la această sărbătoare, să-i spunem a noastră, în fața acestui om care a fost cineva lungă. Mulțumim! Mulțumim.